o bătrână de 94 de ani a timviat în timpul privechiului. O familie din Iași a trecut printr-un șoc de zile mari. O întâmplare cu totul neașteptată a avut loc chiar în țara noastră, în satul Ieșan Sârca. În timp ce rudele unei femei de 94 de ani, aparent decedată, se pregăteau să o înmormânteze, femeia a deschis ochii și a început să-și miște mâinile, chiar în timpul privechiului o familie din satul Ieșean Sârca a devenit protagonista unei întâmplări de-a dreptul incredibile, în timpul unui privechi. În timp ce aceștia se pregăteau să înmormânteze o femeie în vârstă de 94 de ani, care, cel puțin aparent, părea a fi decedată, au avut surpriza de a constata că, de fapt, ea era vie. Aceasta a deschis ochii în timpul priveghiului și a început să-și miște mâinile. Se pare că bătrâna suferise un atac cerebral, iar la acest moment, potrivit informațiilor de la adevarul, Ro se află la un spital din Iași. A deschis ochii în timpul privechiului. Se pare că moartea femeii ar fi fost semnalată de către o vecină, care, clandemnul fiicei bătrânei, s-a deplasat la casa acesteia deoarece femeia în vârstă de 94 de ani nu putu să fi contactată de două zile. Odată ajunsă la reședința acesteia, Vecina a observat că bătrâna în vârstă de 94 de ani se afla căzută pe jos, cu un buchet de flori în mână. Deși nu a verificat dacă bătrâna mai respiră sau nu, vecina a anunțat-o pe fica acesteia că mama ei ar fi murit. Nimeni nu a verificat dacă bătrâna mai respiră. La scurt timp după acest incident, vestea decesului a ajuns și la urechile preotului din sat, care a și început să tragă clopotele. Cu toate acestea, în timp ce era vegheată de către propria ei fiică, bătrâna în vârstă de 94 de ani a deschis ochii și a început să se miște. Se pare că ea ar fi suferit un atac cerebral, iar acum se află la un spital din Iași. Din păcate, medicii sunt de părere că există șanse mici ca aceasta să-și revină.